dumneavoastră, ca să vedeți, umblu de o lună și ceva, întâi am avut o orteză lungă, cu fer așa și așa, și acum o am pe asta. Și mă tem că nu-i putea să merg, bună ziua, mă tem că nu-i putea să merg, pentru că aici ligamentul ăsta mai gros, mai nu, îl simt eu când ar fi prins. Soțul s-a culcat, ea așa era mai târziu, că mai târziu, eram acolo și în grădină, de la Valea de Fântână. Cu capul jos la Burieni, cum plouase așa, și zic să le smulg, ca să smulge ușor. Am auzit că a trecut ceva pe lângă mine, dar am zis că e motan. Așa am zis, că cineva a și zis că a scâmpus motanul. Pe zic, motan! Și am mai stat câteva minute cu capul jos. Când m-am ridicat, el era la spatele meu. Dumnezeule, Doamne, zic, aici era, eu vorbit cu el așa. Păi, a făcut un gest așa, a ridicat capul în sus, nările. Și eu nu știu ce face. Și când a dat așa, păi s-o și izbit în spate aici așa. Și am picat jos și m-am mai ridicat odată. Și când mi-a mai venit odată, păi mi-a întors piciorul din... Am văzut atunci, nu m-am mai ridicat. Și am zis, ori mă omori, ori te omori. Ăsta strigam, am strigat, doream martor. Cum am țăpat, cum am răcnit, ajutor, în stânga, în dreapta. De 4 ani, dar știți cum e, nu e așa de mare, că îl poate ridica un bărbat în brațe, dar dacă e tare și să bate, păi cu animalul nu-i nici domnestic, nici să bate. El a venit cu a descoperit noaptea apa acolo, la vasele cu apă vine, cum aveam eu, o dam pe acolo, vine tele una și alta, apoi luptă cu el jos din m-a făcut neagră și pe burtă și pe mâini și pe tot. Și am zis că mi-era teamă că mi-a scoate ochii din cap, băi, zic, nu-i zis tu că... Eu și așa am avut polimenită la picior, n-aveam stabilitate de jos, dar acum nu mai am de... Dar care-i povestea țapului? L-au crescut cineva? Da, l-au crescut. Nu știm, bănuim și noi, nu știu cum de-a ajuns în custodia lui. Aici e altă problemă. Și după aceea l-a scăpat în libertate? Da, l-a scăpat mai de multe ori, l-a scăpat. Dar s-a mai dus, acum nu se mai duce acasă. Păi l-am auzit răcnic noaptea și pe aici și pe acolo și pe dincolo, încă umblă o doamnă de aici cu copii care copii mici, umblă cu paromă. Păi nici chiar așa, păi și numai eu, nu știu, și pe un domn de aici, că s-o dus ea din coașe la o mărare aici și l-o vii și pe ăla. L-ați mai văzut de atunci? L-am văzut vinerea trecută la ora 5:30, având în vedere că am avut o cățelușă a unei doamne pe aici, așa, s-o întâlni cu altă și s-o lua la hartă cățăi, el o sărit de aici, din la, de aici, așa, și-o fugit încolo spre nucul ăsta de aici, așa, și am zis, uite mă, țapul ea. No. Cât timp a stat în spital după aceea? 7 zile. Am biletul de ieșire, vreți să vi-l arat? Și cu proprietarul ați vorbit, cu cel de la care a scăpat? Nu se poate vorbi cu el. Nu? Nu. El e eu acum, eu nu vreau să amură, nici el pe mine, dar e un om care, nu pot să spun nimic, nu se poate să spun, că dacă e așa, trebuie să tăcem. Noi trebuie să tăcem în fața lui. El e mare, el e tare și așa. Și eu spus, nu am să spun, dar știi și alții. Dacă i-am spus la poliție, că-ți povești, nu-ți povești, că până nu faci foc, nu iesă foc. Aici am zăpăcit cu el și când l-am scăpat, s-o dus încolo și eu de frică, am luat-o pe dincoașă și am ieșit pe dincolo. Da, de spaima asta. Asta aici așa a fost, ca să vedeți. În grădină la mine nu am voie să umblu de frica lui. Uite și acum. Nu se știe pe unde e și ce și cum. Poate să apară oricând. He. Am văzut oamenii acolo vreo două sări la rând acolo și între domniște care l-au mâncat și pe el acolo. Și o chema poliția. Și azi dimineața a fost poliția. Ca să vedeți dumneavoastră în ce stare am ajuns. Nu, ce să faci? Nu putem face nimic, că el e șeful satului. Prins și pe dumneavoastră țapul? Da. Când? Unde a fost? Cum s-a întâmplat? Miercuri. M-am dus să adun niște mere. Și m-am dus. S-au căzut câteva mă sunt acolo. Merele e grădina mea. M-am dus să iau mere. M-am dus până mă la întrecut cu mălaia acolo sus. Nu mi s-a întâmplat nimic. Am venit înapoi. M-am băgat prin mălaia ăla acolo pângă măr.
Și am găsit numai vreo 3-4. Când m-am dus, am dat să vin în coace, lângă mără aici, așa, mai cam așa la o distanță, am văzut vreo 4 mere, frumos așa. Și zic, hai că mă duc să le eu. Dom'le, n-am avut nimic în mine, n-am știut că ce mi s-ar petrece. Și când m-am plecat jos, în spate m-au luat și m-au băgat capul aici cu cornul, că nu m-au cornul. M-au nenorocit totul pe aici. N-ați avut cu ce vă apăra? N-am avut cu ce mă apăra, n-am avut o botă, n-am avut nimic. Dar de cât timp e liber țapul ăsta pe aici? Țapul e liber de domnie pe trecutul. Mâine că a trecut săptămână, de atunci ai liber țapul. Anul trecut, anul trecut a venit băiatul, fetița cu jinierile. Și a fost aici, în ograda asta. Și jinieri. În două minute a venit și a țipat pe nevastă mea cu capul acolo jos și pe urmă a venit și m-a trântit pe mine. Și pătăzi eu, până la rând. Dar și muiere, tot a fost vânătă pe aici, nipă la chef. Și autoritățile ce zic? Ce pot face, nu? Dom'le, și acum au fost autoritățile aici. Vânătoriu. A fost și miliția, a fost și vicele astăzi, că am sunat la Cluj. Ei mai mult nu pot face, numai atât. Am sunat la Cluj să vină din la Cluj ca să vedem, să trimite din la Cluj. Am sunat la 112 și am vorbit cu miliția din la Cluj. Și uite că nu se petrece nimic. Vă văd că umblați cu bota, oare de ce vă temeți? De ce? De țap. Dar ce-i cu țapul ăsta? Țap sălbatic. Vei frică să nu vă atace? Păi. Și tot timpul cu bota după dumneavoastră? Păi. Numai nu se coboră mânsa de frica lui. Dar în timpul zilei stă pe lângă apă? Poftim? În timpul zilei stă pe lângă apă? Nu stă în timpul zilei. Caută apă, că e cald. Undeva trebuie să bea apă, nu? N-am avut absolut nimic în mână. A venit din spate și m-a bubuit. Și m-am dus direct când eram plecat. Într-o mână aveam o plasă, vreo 6-7 mere și m-am plecat să iau și merele celelalte. Și când m-am dus jos, el și-a băgat capul aici. Și cu cornul ăsta, cu stângul. Deci cele sezizate de oameni împreună cu organele de poliție din zonă, înțelegeam, să vedem să-l putem depista unde și să existe o cale de capturare legală să-l putem prinde. Dar ce țap e? Un țap sălbatic? Da, este un căprior sălbatic, prins de cineva de aici din zonă. Au fost sesizate organele competente și au venit și au fost amendat unul pentru ăsta și pe când să vină să ne anunțe organele competente să-l ridicăm, a venit și s-a dus căprior numai și acum umblă până sat și unii aude oameni și aude gălăgie, mai ales acum în perioada, că a fost perioada împerecheatului, e foarte agresiv. Și e în stare să omoare oameni? E așa puternic? Vă da, să-mi animal sălbatic. Deci te poți aștepta de la el la orice.